vorbesc de una din multele servicii de scris care au apărut în ultimii ani, dar nu e cel mai rodic, deși eu care vrea să apucăre prin browser în acest domeniu și numit Open Street View. Dar nu se întâmplă. Editor. Fiind nou, nu e foarte mult de spus la el, dar asta am și existat pe 15.20 pentru că are o interfață foarte, foarte scurt, foarte, foarte simplistă, așa. Și o să mergem să ne plicăm undeva pe lângă Brașov. Dacă o să și reușesc. Da, noi cu și am vrea să vă arăt un pic. Deci interfața e foarte simplă, ai o hartă, nu poți să cauți sau să faci ceva de genul ăsta, te duci unde vrei să vezi strada și îți alegi una din multele, să sperăm, un viitor, imagini, serii de imagini. Și de acolo intri în această interfață. Ideea e așa, OpenStreetMap a fost făcut pentru utilizatorii hardcore de OpenStreetMap. E integrat cu GeoSM. Pentru cei care nu știu, GeoSM e un editor de OpenStreetMap local, nu web. Și, practic, singurul rol al site-ului este să-ți dea așa o idee de cum arată imaginea în locul respectiv. Și apoi poți să le intrezi în GeoSM cu un remote controller. Dacă l-ai pornit, dacă ai plugin-ul respectiv, poți să-i dai pur și simplu page. Și mai poți, în viitor, sperăm, că se va putea face chestia asta, deocamdată cam toate feature-urile sunt feature-urile pe viitor. De ce e interesant Open Street View în comparație, să zicem, cu Google Street View? În primul rând, nu e la nivelul Google Street View în niciun caz. E vorba de un serviciu relativ nou care nu asamblează și făcut imagini poate cu telefonul, mare parte. Telefon sau camere ieftine de pus pe bordul mașinii, chestii de genul ăsta. Deci imaginea nu o să fie la nivelul Google Street View în niciun caz, nici acum nici mai încolo nu știu să fie. Dar partea interesantă e că toate imaginile astea sunt licențiate sub licență liberă, Creative Commons Share Alike, adică licența veche de la OpenStreetMap, pe nici care a spus-o. Ceea ce înseamnă că puteți să le folosiți pentru orice alte scopuri. Momentan pot să dau atent doar imaginile tale, ușor. Cele făcute de alți utilizatori sunt mai complicate la un moment dat, dar în principiu o să existe la un moment dat un API prin care poți să obții niște imagini și să le folosești în orice scopuri vei tu. Să ții lucrurile de lucrare științifică, să vezi care este stadiul lucrărilor de reparație pe un anumit drum sau o chestie de genul ăsta. Din păcate nu văd un pic mai jos. Mai jos un pic se putea da să ne plimbăm din interfață, dar voi nu să vedeți, din păcate. Imagine, fiind un serviciu nou, e partea cu a doua parte bună, e că imaginea sunt recente și rămân destul de recente atâta timp cât el e folosit. Aici, un pic mai încolo, în satul Rotbav, s-a dărâmat o biserică, o turmă unei biserici fortificate, acum vreo 6 luni, 9 luni, ceva în genul ăsta. Mai în iarnă. Ei, asta apare deja pe imaginea asta, pe la Google Street View, deși eu nu apare încă. Deci asta e unul din avantaje, că imaginele sunt ținute oarecum actualizate. Bineînțeles, ca să meargă chestia asta, Open Street View a mai existat o instanță de Open Street View în trecut, dar n-a mers în mare parte datorită problemelor financiare. Ei, ca să meargă chestia asta, bineînțeles, a fost nevoie de o companie care să-l preia și să-l susțină. În cazul ăsta, Telenav. Telenav are și un birou în Cluj, ceea ce înseamnă că suntem avantajați oarecum de chestia asta. România e destul de bine acoperită. Hai să vedem, putem să vedem toată harta. În afară de Moldova, restul
sunt binișor acoperite, chiar mai bine decât la meapilor despre care o să auziți un pic mai încolo. Și v-am spus, e dedicat utilizatorilor hardcore, dar în câteva luni avem promisiuni că o să fie integrat și cu editorul default de OpenStreetMap, fie ca obiectul în OpenStreetMap. Ceea ce înseamnă că o să poate fi folosit de oricine. Integrarea cu editorul ăla e destul de ok, în sensul că nu trebuie să faci, să ai un pic de ecran sau chestii de genul ăsta ca să editezi. Eu am încercat să editez inclusiv cum ai putea ieși de lungă OpenStreetView, inclusiv de pe telefon și mi-a ieșit. N-a fost chiar ușor, dar mi-a ieșit. Alte lucruri care v-ar putea interesa despre OpenStreetView e, dar nu sunteți convertiți și vă prinde chestia asta. Există un clasament al celor care au acoperit cei mai mulți kilometri. E evident că oamenii care fac chestia asta fără living sunt departe, ca să zic așa, la 36.000 km. Dar mai sunt și amatori, ca să zic așa. Da, vreau să vi le arăt pe tipul camionul. Sunt niște imagini foarte interesante pentru mine și puțin. Eu n-am făcut niciodată pentru camion și mi s-a părut foarte, foarte interesant cât de sus poate să fie imaginea respectivă. Sunt simpatice. Nu neapărat cu o utilitate mult mai mare decât cele din mașini, dar destul de simpatice. Cam atât despre OpenStreetMap. M-a spus la început, așa că e poate super, super simplistă. Și sper că Vasile s-a gândit să sunt eu la ce ai spus. Da, o să fiu pe aici, dacă pare că ai avut o idee de alte chestii care trebuie să le povestiți. Da, putem să mai, probabil, deși timpul este foarte scurt, aș să-mi dau aminte și avem ceva de mâncare jos la subsolul care așteaptă. Eu o să vă vorbesc puțin despre Google Earth Engine. Este unul din produsele Google destul de puțin cunoscute comparativ cu Google Earth sau Google Maps. A apărut de ceva vreme, dar i-a adresat poate cumva mai mult comunitățile cercetători. Care e problema? Petabyte de informație satelitară, nu numai, dar să zicem date satelitare, dar sunt volume foarte, foarte mari date, pe care vreau să le analizăm. Nu știu câți din voi au descărcat până acum sau au fost date satelitare. Descalcula, ai nevoie de foarte mult spațiu, dacă vrei să faci analize multitemporale pe ani, multe zile, multe, este o mare provocare. Iar Google ce-a făcut, având atâta experiență în a crea sisteme de calcul cu foarte multe procesoare și performanțe tehnice deosebite, a creat o platformă, a plecat de la necesitatea lor de a face propriile seturi de date derivate de date satelitare pentru Google Maps. Sau unde de ce nu să oferim treaba asta și comunității. Și a creat această platformă care permite analize pe serii temporale de date satelitare. Și nu numai. Nu puteți face un cont aici așa simplu. Trebuie să aplicați. Eu n-am auzit să rezultat pe cineva, dar mă rog. Deci nu merge cu oricum de Google. Simplu se aplică și apoi se poate obține un cont aici. Deja Google a făcut mirror la arhive precum Landsat, MODIS, Sentinel-A1 de la programul Copernicus. Apropo, acum aici mai multe cliente despre Copernicus și rămasă sunt câteva artiste stickere pe să luați liber. Le-a pus pe platforma lor și ne dau acces printr-o interfață plin de simplă. Nu o să am timp de prea multe explicații, dar cam așa de interfața de lucru. Avem trei zone funcționale, o hartă unde vom vedea toate procesării, o colecție de scripturi. Puteți crea propriile scripturi folosind JavaScript și Python. Aici e JavaScript. Da, am un exemplu aici pe care m-am jucat de zile trecute pentru a mă scanua pe serii temporale. Da, se poate scrie cod direct în browser, se poate rula. Iar tot ce se întâmplă este live. Asta este o mască de nord, o anumită interval, era de tip pentru România, în sud. Ce vreau să înțelegeți e că aici sunt date satelitare de nivelul a gigabytes, mulți, în modis,
care la fiecare request se procesează în timpul real pe mii de mașini distribuite prin o gradă a Google. Sunt două produse aici, una este masca aceasta negru și ce este fără nori ca imagine. Da? Dacă schimb undeva pe aici, am intervalul în care fac eu, ce face pe doar două zile, dar pot să cer să-mi fac, nu știu, o lună întreagă, da? Din aprilie până în mai, o să fac un fel de mozaic cu ce este liber de nori din date MODIS, voilà, pe luna respectivă, din 2010, am obținut acest mozaic. Se pot rula ani întregi de imagini zilnice, cum e cazul MODIS, în câteva secunde. Suprafața extrem este puternică și cred că singura reușită până acum de acest, de acest fel. Europa se chinuie cu multe milioane de euro să construiască, inclusiv eu să publicat în două astfel de proiecte, la nivel european, acest spațial european în Dulej, să construiască lucruri similare, este extrem, este de complicat, pentru că nu avem parte de infrastructură în Europa, astfel de propaile, de cloud, nu prea avem. Vă puteți face un cont aici, a explorat ce, ce scripturi sunt deja create pentru tot felul de, tot felul de probleme. Vă puteți încărca propriile date și puteți scoate de aici toate rezultatele de lucrărilor. Bun, are și un mod de vizualizare mai, mai avansat, cu calendare, cu așa mai departe, dacă nu o să mai în detaliu, încercați Google Earth Engine. Ah, mai un minut. Acum să încerc aici. Ce făceam eu mai devreme este ceva de genul acesta. Reflectanță pe MODIS, pe interval, timp de timp. Cum am spus, după ce am construit un script, am creat niște date, pot să folosesc acest modul de explorare a lor, care e mult mai, ceva mai, mai versativ. Dar pot defini intervalul în astfel de slidere, schimba combinațiile de benzi, mă rog, cu transparență, adăuga mai multe straturi și așa mai departe. Ce ar trebui să rămână din prezentarea mea este că putem, ne putem juca cu petabyte de date în secunde sau 10 minute și nu știu altă platformă de acest gen existentă. Universitate? Sunt destul de multe. Da? Și o comunitate foarte activă. Eu am ajuns discuții. Echipa Google Earth, Google Earth Engine are vreo 40-50 de oameni. Inclusiv oameni ca Frank Wormerman, au lucrat pe acolo. Tehnologia este foarte puternică. Pericolul cel mai mare este că probabil în viitorul apropiat nu va la spune stop. Nu, e, nu duce bani, nu este în, în, în viziunea companiei. Probabil face același lucru cu Google Earth. Nu va, nu va închide pur și simplu, va dona cuiva. Cred că știți deja că Map Engine a fost, are un acord cu ESI, va, va transfera către, către ESI. Posibil să se întâmple ceva și cu această platformă. Mă rog, are foarte mare succes în comunitatea științifică, dar nu cred că va sta foarte mult în curtea Google. Deși nu știu cine altceva poate replica partea de procesare, la fel de, de bine. Nu este open source, dar este deschis și... ...se ducea. Mai ai o întrebare? Te rog. Bineînțeles, am menționat. Bun, acum undeva la subsol avem ceva... El